dai ce îi faci. Așa au intitulat cei care conduc activitatea Asociației Culturale Dumnezeu din municipiul Roman, spectacolul pe care vi-l oferă domnilor voastre, cei prezenți în sală astăzi, dar și telespectatorilor romașcani aflați în fața televizoarelor prin intermediul firmei Topav TV. Și pentru a susține denumirea spectacolului, vreau să vă ofer câteva argumente prin care să demonstrăm că primăverii, într-adevăr, n-ai ce îi face. Deci este un fenomen natural care se repete ciclic, așadar primăverii n-ai ce îi face. Și acum vă întreb pe dumneavoastră, aduce primăvara mai multă căldură? Aduce, da? Aduce flori? Aduce. Aduce zburdatul mielușeilor pe câmp? Aduce. Aduce parfum și culoare? Aduce. Deci primăverii n-ai ce-i face, nu poți să oprești evoluția. Și mai aduce, oameni buni, în această lună, martie, mai aduce ceva drag nouă tuturor, aduce o sărbătoare închinată celei mai frumoase ființe din lume, cele mai iubite, cele mai apreciate, cele mai iubitoare ființe din lume și poate chiar din univers, mama. Aduce omagiu femeii, aduce omagiu mamei și iată spectacolul Asociației Domidance din această după-amiază de 23 martie 2013 își propune taman asta, să o sărbătorească pe mama. Așadar, oameni buni, primăverii n-ai ce faci. De la acest microfon care aparține domnului Tiberiu Froicu, cel care face legătura între evoluția artiștilor de pe scenă și aplauzele domniilor voastre, Nelu Hongu vă salută cu dragoste și cu respect, așa cum a făcut-o de atâtea ori, cu o formulă, dragă mie, sper și dumneavoastră, cu plecășiunii băieri dumneavoastră. Cu plecăciunii se vor prezenta în fața domniilor voastre astăzi mici artiști pe care îi vedeți aici în față, mâine mari artiști, membri și elevi ai Asociației Domidance din Roma, coordonați de cea care este sufletul acestei instituții și cea care a inițiat acest proiect, doamna Doina Chelaru, căreia și noi și dumneavoastră trebuie să-i mulțumim. Pentru a face o demonstrație că la Domidance toți cei care au accesat sunt oameni serioși, lucrează cu pasiune, cu tragere de inimă, vreau să invit în scenă o tânără profesoară, o tânără profesoară care încă nu și-a găsit prea mulți elevi, cu siguranță îi va găsi în continuare, și care va aduce cântec popular din zona din care vine, de la Adjudeu, va oferi domniilor voastre și tuturor celor care sunt iubitorii cântecului popular românesc. Și dacă primăverii n-ai ce-i face, nici cea pe care o vedeți aici în față, Mihaela Balașcă, Mihaela Cipriana Balașcă, n-a avut ce-i face și iată, a cules florile cântecului, le-a așezat pe ie și a pus flori în glas. Și acum vreau să vă demonstreze dumneavoastră că munca la Domidance este serioasă și cu asemenea profesori, calitatea elevilor nu are de cum să fie decât excelentă. Mihaela, succes! Să vă mulțumim.
balașcă și ia uite, părinții deja au stătat, stau pe gânduri, așa cumva bărbații mai ales, spunându-și în întrebarea, oare când și copilul meu va ajunge la Mihaela Cipriana Balașcă să-l învețe să cânte la fel de frumos, așa cum o face doamna profesor. Așa este, domnilor? Da. Sigur, mulțumim! Mulțumesc și eu! Mulțumim! Toți cei care s-au afirmat în domeniul artei, poeții, scriitorii, pictorii și așa mai departe, au găsit momente de inspirație să scrie despre femeie, să scrie despre mamă. Iată ce spunea unul din ei, pe care este posibil să-l regăsiți pe aici, prin sală, despre ziua femeii. Zice așa, de ziua ta, femeie, de ziua ta ți-o-i scrie poveste de iubire cum n-o să se mai scrie. Și ți-o cânta un cântec, cum nu s-o mai cânta, cu vorbele alese să-ți mângâi inima. Și ți-o-i purta în suflet o dragoste eternă, imensă și nestinsă ca dragostea maternă. Ți-o-i dărui iubirea și nemurirea ei, și stelele, și luna, și flori de ghiocei. Flori de ghiocei, flori de poezie vor aduce acum în fața dumneavoastră doi copii foarte talentați care frecventează orele de teatru ale Asociației Domitens și îi aduc aici, ia să-i vedem dacă ei să știu care sunt. Sigur că da, este vorba de Carina Mihailă, de 10 ani. Unde ești, Carina? Ia vino încoace. Ia uitați ce frumoasă este, cât de frumos, hai aici, cât de frumos vă salută pe dumneavoastră cu un buchet de floricele. Ia mai salut odată, mai salut odată cu floricele, așa, merită aplauze, sigur că da. Și Alin Costa, hai și tu Aline aici, de aceeași vârstă cu Carina și ce vor face în continuare rămâne să apreciați dumneavoastră. Dar aplauzele sunt cele care vor face să dispară emoțiile mari care le au. Succes! Aplauzele domniilor voastre n-ar fi putut să fie posibilă în această zi dacă nu s-ar fi găsit oameni care să pună și suflet, să pună și ceva părăluțe, să pună și ceva interes pentru ca totul să decurgă normal. Și dați-mi voie să numesc aici sponsorii care au contribuit la succesul acestui spectacol. Este vorba de SG Ferres Logistic din București și domnul director general Florin Diaconu, căruia încă o dată trebuie să-i mulțumim. SG Transrail din Moldova, director general Dorel Chelaru. Domnul Dorel Chelaru, ridicați-vă să vă vadă lumea. Apoi SG Rapid Services, precum și partenerii noștri aproape din totdeauna, ca și acum, Topal TV, postul de televiziune care filmează spectacolul, magazinul Kids Joy Shop Play din Roma, școala Mihai Eminescu și doamna director Mihaela Rusu, școala de arte și meserii din Vulnești, domnul director Gelu Curbăr, restaurantul Parc Multiplex, locația în care se desfășoară acest frumos eveniment de astăzi. Și putem merge mai departe, aducând în scenă o tânără care s-a afirmat foarte mult în concursuri naționale,
abordează mai multe genuri muzicale, de la folclor până la muzică clasică. A câștigat nenumărate premii, a luat și banii premiilor respective și a venit înapoi la Roma să se perfecționeze și să participe la alte și alte și alte concursuri. Dacă mi este permis, am să aduc aici pe Diandra Mihaela Bancu. N-am să spun despre toate premiile ei, pentru că ar fi mult prea mult de spus. Spun doar atât și dumneavoastră, romașcanii, o parte știți, această tânără domnișoară, această tânără artistă, în data de 24 noiembrie a anului 2012, a fost câștigătoarea Marelui Premiu în Festivalul Interjudețean de Folclor Dorul Mușatine, organizat de către Primăria Municipiului Roman. Ce-ar mai fi de spus decât atât că este foarte talentată, este perseverentă, trebuie să ea să mulțumească părinților pentru faptul că se îngrijesc de evoluția ei, ea trebuie să mulțumească profesorilor și celor care se ocupă în continuare de evoluția ei. Diandra, succes! Omului, Iisus curte nopții.
care spuneau cândva că la Roma nu se întâmplă nimic interesant. Ba da, oamenii, se întâmplă. Iată, acest fenomen de Andrabancu se întâmplă aici, la Roma, sub ochii noștri, sub privirile noastre, sub atentul nostru auz și atunci când va fi o vedetă în cine știe care domeniu de activitate pe care ea și-l va alege, ne vom bucura că am văzut-o aici, în cadrul spectacolului oferit de Asociația Domidens în această minunată zi. Ați văzut că a fost însoțită de o trupă de dansatoare, trupa de dans Butterfly, instructor doamna Alina Voiciuc, care dansează acolo mai mult decât toți copiii la oră. Doamna Alina, felicitări pentru dumneavoastră și copiii pe care îi pregătiți. O scenetă, urmează o scenetă intitulată Ghiocelul, nici nu se putea altfel decât în prag de primăvară, niște ghiocei aduși în scenă de către Carina Mihailă, hai aici Carina, așa pe rând să vă vadă toată lumea, Georgiana Apostol, Miruna Papară, Paula Agache, Alina Gavor, Alin Gavor, Alexia Avădanei, Veronica Zănescu, Adriana Mărtinaș, Amalia Gulea și atât, da? Atât aveam și eu scris. Sper ca dumneavoastră să nu vă umiți în aplauze. Să fie? Nu
eu cel zdrob de lumină. Ție ți-a creit veșmântul și te-a pus cu lumină ca să veselești pământul. Pentru mama grijulie, bunul nostru Dumnezeu, ca să-i facă o bucurie, a creit veșmântul său. Din pământa lui cerească, unde nu tinde în ziua cei, primăvara o să crească dragul meu de ziua ei. Ziua mamei, senină, micule, duce în lumină și cu foc scăldați în soare, iadă ave, mărțișoare. Ziua mamei, zi cu când, înflorește pe pământ. Zâmbetul cel mai frumos, gândul meu cel mai greu. Ziua mamei și traiată, scoate iarba de mătase, în câmpie pentru ei și ne aduce în sfârșit m-am cunoscut, mă bucur, mi-e spus de mult, dar acum am înțeles că e frumos să fii piculeț. Pentru mama iubitoare, care poartă în suflet soare, în ramele și plătesc, aș vrea și eu să trăiesc. Ghiocii, raze de soare, primăvară, ziua mamei. Iată cuvinte care se vor repeta în spectacolul de astăzi, la fel cum cu siguranță se vor repeta și aplauzele domniilor voastre pentru evoluția tinerilor artiști. Doamne, câtă gingășie ne aduc în suflete, iar dumneavoastră, sigur, adăugat gingășia sufletului dumneavoastră lângă lor și aplauzele vor veni. Vor veni sau nu vor veni? Ne întâlnim în cadrul acestui spectacol primăverii în anii ce îi face și cu un debut. Are doar 10 ani, este pentru prima dată într-un spectacol Domidens și se numește Ioana Mârț. Ioana, unde ești? Ioana Mârț a fost și în spectacolul Top Talent Show, dacă mi-aduc eu bine aminte, așa este Ioana. Și acolo ai primit aplauze, dacă tu știi că dumnealor au așa parcă o reținere să te aplaude, de teamă cumva să te emoționeze mai mult. Ce zici, te emoționează? Nu. Ia să facă o demonstrație cum știu să aplaude și tu să faci o demonstrație când ai emoționat. Thank you.
Spunea cineva, domnule, ar trebui să spui câte ceva și despre domnul Marian Oprea, care se face acum că nici nu mă aude, cel de la pupitru de acolo, profesorul atâtor și atâtor elevi talentați, oameni buni, muncă multă, muncă multă și seriozitate și perseverență, atât din partea copiilor, cât și din partea domnului profesor. Domnule profesor, ia uitați cum vă aplaudă de oameni. Și o să vă aplaudă în continuare, după ce vom aduce în scenă pe Ana Maria Roșu, o voce deosebită în muzica romașcană. Și Ana Maria, așa cum a demonstrat-o și în concursul Top Talent Show organizat de TV Topal Roman, va demonstra și astăzi că la Roman, mai spun și o să mai repet ori de câte ori voi avea ocazia, se întâmplă lucruri interesante, cum se întâmplă și astăzi aici. Nu-i așa? Succes! Oh,
clipele când răsari și atunci stelele de-așa vrea un câmpie din profil ți-aș da toate când visez, spunea Alina în cântecul ei. De-ar fi să mai vină încă o dată sau de mai multe ori în spectacolele oferite de Domidens, dumneavoastră nu veți crede că visați, ci este a ieda ce se întâmplă, pentru că, iată, tineri talentați la Roma produc emoții tuturor spectatorilor. Și ia să vedem, hai cu mine, să întrebăm, uite aici, văd pe cineva că am trecut așa de prima tinerețe, dați-mi voie să vă spun bună seara și să vă întreb pe Alina, dacă ați mai vedea într-un spectacol, ce i-ați spune? Pe Ana Maria, ce i-ați spune? I-ați spune multe felicitări și să mai cânte tot așa de frumos. Foarte frumos, felicitări așa. Nu este un vis, este realitate. Mulțumim, mulțumim și doamnelor, domnișoarelor, domnilor, aplauzele sunt răsplata talentului, a muncii, a dăruirii și a înaltelor calități pe care această tânără domnișoară le are succes mai departe. Noi continuăm spectacolul, dar
Vreau să o aduc aici în scenă pe doamna Cătălina Bostan, profesorul de actorie. Aș fi vrut să spun ceva despre dumneai mai înainte, dar am lăsat-o așa să văd cum fierbe în emoțiile proprii. Uitați-vă, oameni buni! Doamna Cătălina Bostan este profesorul de actorie, cea care se ocupă cu tragere de inimă de instruirea copiilor dumneavoastră și ai celor pe care dumneavoastră o să-i aduceți la clasele de la Domides atunci când veți duce veste celor de acasă că ceea ce se întâmplă aici este extraordinar. Așa este, doamnă? Așa este. Vă mulțumim că ați venit într-un număr atât de mare astăzi aici. Vă urăm vizionare plăcută și cu siguranță acești micuți încântători vă vor oferi momente de aur. În continuare vă dorim vizionare plăcută. Să fie precum spuneți dumneavoastră. Continuăm programul nostru, aducând în scenă o domnișorică de 10 ani, care este îndrăgostită nu doar de muzică, ci și de dans. Frecventează deopotrivă orele de canto, cât și cele de dans. Va fi însoțită de trupa Free Dance și va cânta Îmi place să mă plimb pe stradă. Andreea Păpușoi. Unde ești, Andreea? Dar crezi tu că numai ție îți place să te plimbi pe stradă, dar ar mai fi o condiție. Să vină primăvara cea adevărată și tu să cânti frumos așa cum te-au învățat domnii profesori. Succes! Și mie îmi place de felul în care dumneavoastră ați aplaudat-o.
Continuăm programul, aducând în scenă un tânăr trubadur care nu vine singur, vine însoțit de chitara lui. Are doar 9 ani și trebuie să spunem că a cânta la un instrument nu este tocmai ușor, de aceea orele de studiu pe care tânărul muzician, să zicem, și profesorul dumnealui le ocupă sunt destul de multe, dar și rezultatul muncii se va vedea în felul în care va evolua tânărul pe scenă. Se numește Silviu Leoreanu și va cânta ce, Silviu? O melodie de la Metallica. O melodie de la Metallica. Succes! Thank you.